Acest afiș a însemnat momentul în care am aflat că apartamentul cumpărat de noi prin programul guvernamental Prima Casă este încadrat în clasa de risc seismic 1. Apartamentul cu 3 camere cumpărat cu 60.000 de euro în 2010 părea atunci o afacere bună. Cel mai probabil cumpărătorii au fost induși în eroare de faptul că blocul era reabilitat exterior. Expertul trimis de bancă nu poate invoca însă acest argument. Am avut mare încredere în această evaluare că banca împreună cu statul român va lua în garantare un apartament bun. Numai că lucrurile n-au stat așa. S-a grăbit să evalueze acel imobil, a făcut o treabă de mântuială. Clădirea a fost construită în anii 60, iar vechii proprietari au moștenit apartamentul. Susțin că nu locuiau acolo, așa că nu știau dacă are sau nu bulină. Cert este că familia care l-a cumpărat prin credit Prima Casă n-ar fi putut să-l asigure, pentru că nicio firmă nu încheie polițe pentru locuințe în clădiri încadrate în clasa de risc seismic 1. Banca a găsit totuși o soluție, ilegală, susține avocatul familiei. S-a jucat cu legislația în vigoare, fiindcă banca respectivă avea și o firmă de asigurări, practic în interiorul ei, și emita aceste polițe de asigurare, inclusiv acele polițe de asigurare, în mod ilegal. Proprietarii spun că dacă banca nu le va returna avansul și ratele plătite până în acest moment, vor cere în instanță acest lucru. Până să primească un răspuns, oamenii dorm cu frică în fiecare noapte. Nu pot fi liniștit. Sunt probleme care apar atunci când vezi o știre cum cu tremur de 3 grade, 4 grade. Dacă se va ajunge la proces, iar judecătorii le vor da dreptate proprietarilor, păgubit va fi și statul român, care a garantat creditul. Reprezentanții băncii nu au putut fi contactați de reporterii Digi24 pentru a oferi un punct de vedere.